primăvara anului 2004, mai exact pe 28 aprilie, România reușea un neverosimil 5-1 contra Germaniei, un rezultat ce avea să uimească o lume întreagă, chiar dacă vorbim despre un meci amical. De atunci a mai avut loc un singur meci, în 2007, la aproape 14 ani distanță de la ultimul meci jucat între cele două națiuni, România întâlnește din nou Germania într-o campanie ce sperăm să ne ducă din nou la campionatul mondial după o pauză de 24 de ani. Rădoi începe meciul cu Floriniță în poartă, în apărare Bancu, Nedorcearu, Chiricheș și Mogoș. La mijloc Stanciu, Răzvan Marin și Tagi. După ce în atac se află Valentin Mihailă, George Pușcaș și Denis Man. România a început cu dreptul la această campanie, reușim să câștige în fața Macedoniei de Nord cu 3-2, după ce tricolorii au condus cu 2-0 și care puteau închide meciul. Nu s-a întâmplat acest lucru și România a trăit periculos. Goluri marcate de Florin Tănase, Valentin Mihailă și Ianis Sagi. Joachim Löw începe meciul cu Neuer în poartă. Pe linia de fundă Goretzka, Zule, Rudiger și Klostermann. La mijloc Gündogan, Toni Kroos și Kimmich. În timp ce în atac se află Werner, Gnabry și Sané. Puskás până la Denis Man. Denis Man întoarce pe Goretzka. Denis Man încă o întoarcere. Să vedem ce va face acesta. Ce trează pentru Nicolae Stanciu. Gol! România deschide scorul contra Germaniei, însă este de vreme pentru a ne bucura. Știm foarte bine, Germania este o echipă periculoasă. Ce fază a reușit Superman, amețindu-l la propriu pe Goretzka, jucătorului Bayern Munich. Goretzka, o diagonală până la Sané. Să vedem, intră în careu jucătorului City. Sané în blocaj, mingea ricoșează la Gündogan, care de asemenea șutează în blocaj. Recuperează nemții Timo Werner, fotbalistul lui Chelsea, în față pentru Gnabry, care restabilește egalitatea 1-1. Se bucură în stilul său caracteristic Gnabry. Puskás. Mai departe pentru Valentin Mihailă. Mihailă în fața porții pentru Hagi, care șutează pe direcția lui Neuer. Kimmich, Gnabry, Sané pasează din prima nemții, triunghiuri de pase. Vedem spectacol făcut de Germania. Gündogan șut în niță și din păcate mingea ajunge din nou la acesta.
Gundogan, golgetterul lui Manchester City, duce scorul la 2-1 pentru Germania, după ce România a condus cu 1-0. Neves, mai departe pentru Puskas, care pasează din prima pentru Denis Mann. Să vedem în blocaj, Mann și recuperează Germania. Germania conduce la pauză cu 2-1 după o primă repriză destul de bună a României. Repriza a doua, Toni Kroos, șut și ce paradă pentru Florin Niță. Portarul României respinge în corner. Championship, mai departe pentru Vali Mihailă, care este dezechilibrată, se putea lăsa legea avantajului, să vedem cartonașul arătat de arbitru, roșu pentru Zule, fotbalistul lui Bayern este eliminat și Germania rămâne în 10 oameni, chiar și așa nemții vor forța victoria. Să vedem lovitură liberă bătută de Nicolae Stanciu. Stanciu direct în transversală, Stanciu aproape de gol. Recent a reușit pentru Slavia Praga contra lui Rangers un gol din lovitură liberă. Nu s-a întâmplat din păcate acest lucru și la această fază. Sané mai departe pentru Brandt, jucătorul lui Dortmund pentru Sané. Sane și ce paradă din nou pentru Niță. Mingea ajunge la Mihailă, mai departe pentru Yannis Hagi. Hagi se duce spre poartă, Yannis Hagi, să vedem dacă va pasa, da, se izolează acolo, va trebui să paseze. Pasează pentru Nicolae Stanciu. Stanciu și gol! Finalizare cu sânge rece, 2-2, dublă reușită de Stanciu. Continuă evoluțiile bune de la club și la națională, Nicolae Stanciu. România-Germania 2-2. Spre nemulțumirea lui Joachim Löw, cel care și-a anunțat plecarea de la națională după Euro 2020. Brandt, mai departe pentru Sané. Sané centrează pentru Werner, mingete recru. Respinsă Kimmich și ce paradă din nou pentru Niță. Noul portar al României după retragerea lui Ciprian Tătărușanu. Vedem ce meci bun a făcut și Niță. Și scorul rămâne 2-2. Corner pentru Germania, care rămâne periculoasă și 10 oameni. Toni Kroos centrează, din nou Niță, incredibil, incredibil, portarul naționalei. România nu reușește să plece pe contraatac. Goretzka, mai departe pentru Sané. Brandt pe lângă poartă. Iese Yannis Hagi de pe teren și intră Alexandru Maxim. Vedem pe suporterii României, ajung naționala României. Centrare, să vedem Stanciu, Nicolae Stanciu și minge prinsă de Neuer. Mihailă, mai departe pentru Marin, Răzvan Marin reușește să rămână la minge, șut și respinge în corner Manuel Neuer. Presiune pusă de România la poarta Germaniei. 3 minute arătate de la margine pentru acest match. Am intrat în minutul
91. Maxim pentru Micăilă. Mai departe pentru Ionuț, Nedelcearu, un blocaj, Nedelcearu, gol! România preia conducerea și cel mai probabil național a va câștiga. Nedelcearu alături de mai mulți băieți ce s-au aflat în această noapte pe teren, jucau în semifinala de la campionatul european de tineret din Italia, în urmă cu aproape 2 ani, când Germania oprea visul frumos al României de a juca o finală în premieră. O revanșă așadar pentru naționala României. Să vedem final de meci. A fost fluierul arbitrului. România se impune cu 3-2. Coincidență sau nu, România reușește același scor, la fel ca în primul meci cu Macedonia de Nord. O victorie frumoasă, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, știți prea bine ce aveți de făcut. Eu am fost Bebit, iar până data viitoare, hai România!